Salut, Lei! Voi face citirea pentru luna martie cu două seturi de tarot, da? Deci este o lună cu o eclipsă de lună în 25 și cu echinocțiu de primăvară, cu foarte multă energie în pești. Lucrurile acestea le veți primi la horoscop, dar și eclipsa de lună, citirea. Și acum voi face acest tarot cu două cărți. Cine își alege cu o întrebare, nu fiecare își urmărește un scop în această lună, cine își alege piatra gri este cu tarotul Rider White. Cine își alege piatra verde este cu tarotul Druid. Acum rămâne alegerea voastră. Haideți să vedem. Deci cei care ați ales piatra verde, voi face crucea celtică pentru voi, să vedem ce se întâmplă cu o dorință pe care vă puneți, sperați ceva, ceea ce urmăriți voi în această lună. Și iată, aveți o energie foarte mare, asul de bâte, arată că voi vă doriți ceva în această lună, vă puneți mari speranțe într-o reușită, urmăriți ceva, o relație, un proiect nou, o călătorie, este ceva foarte important pentru voi. Educația unui copil, haideți să vedem voi așa cum sunteți voi, da? Blocajul vostru, trecutul pentru voi, pardon, scuzați-mă, cum începe această lună, trecutul, ceea ce rămâne în spate, ce vă mai influențează încă din trecut, o să punem așa, viitorul. Și acum o să le pun aici, așa cum sunt, deci voi, mediul vostru, cei care vă înconjoară, speranțele, finalul. Deci aveți gânduri mari în această lună, înțeleg? Și să începem cu voi așa cum sunteți. Voi, iată că aveți un 10 de monede. Vă gândiți să primiți niște bani, bani care vă dau o șansă să investiți, atât pentru voi cât și pentru familia voastră. Este o investiție importantă pentru voi. Veți face tot posibilul să faceți această investiție. Sfatul este să încercați să faceți această investiție când soarele este în aspecte benefice cu Jupiter, dar în primul rând aici poate să reprezinte și un partaj, poate să reprezinte bani pe care îi primiți și vreți să-i utilizați pentru, deci, pentru munca voastră și a familiei voastre. Și aici apare blocajul vostru, este temperanță, este cumpătarea. Observați, această femeie încearcă să echilibreze energiile, să cunoască aceste energii, să le stăpânească, astfel încât să poată să-și atingă scopul, să poată să ajungă acolo unde își dorește, să aibă persoana pe care și-o dorește în puterea ei. Deci această cumpătare poate să reprezinte și săgetătorul, dar reprezintă în primul rând acea forță care vine din interiorul vostru să cunoașteți, dorința să echilibrați forțele, deci acea egalitate, echilibru. Și aici un 3 de monede arată un început nou. În această lună voi veți începe o creativitate. Este o creativitate la început care promite foarte mult pentru viitor și voi vă urmăriți această creativitate, dar trebuie să fiți geniali.
Trecutul pentru voi reprezintă judecata. Ați analizat foarte bine tot ce ați făcut în trecut și v-ați dorit o schimbare și s-ar părea că chiar ați luat această schimbare, ați făcut o schimbare care să vă aducă cât mai aproape de ceea ce vă doriți voi, am putea spune de o dorință de o dorință foarte importantă pentru voi. Să fiți într-o poziție cât mai apropiată atunci când îngerul va suna din trompetă. Deci este o schimbare pe care voi ați analizat-o și ați gândit-o foarte bine. În ceea ce privește diavolul, vedeți, el vine în poziția ce vă mai influențează din trecut. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă este totuși o arcană majoră, poate să reprezinte chiar un capricorn, poate să reprezinte o persoană care vă cunoaște slăbiciunile, vă cunoaște dorințele, vă cunoaște viciile și trebuie să fiți prudenți cu acest bărbat, care poate fi un bărbat, așa cum am zis, ascendent, zodie, capricorn, să nu vă lăsați descoperiți în fața lui. Trebuie să evitați viciile, slăbiciunile în aceste relații. Viitorul pentru voi vine cu o așteptare lungă. Trebuie să așteptați. Nu veți Deci voi va trebui să așteptați. Sunteți într-o așteptare lungă. Asta reprezintă viitorul. Deci ați vrut să faceți echilibre, este blocajul vostru, fiindcă voi vă doriți să echilibrați totul, să țineți totul sub control. Și s-ar părea că această creativitate o să primiți răspunsul, roadele ei, undeva în viitor, dar nu știți când, rămâne o așteptare lungă. 4 de cupe. 4 de cupe arată așteptările voastre. Voi așteptați să primiți o clupă plină, să primiți 4 cupe, am zice, dar aveți 3 aici, una este ascunsă. Vă doriți fericirea, vă doriți abundență, fertilitate, dar sunteți visători și nimic nu arată că o să vă atingeți scopul pe care vi-l doriți. Mediul vostru ce vă înconjoară, Mercur, magicianul. Am putea spune că cei din jurul vostru știu să-și urmărească scopurile și sunt capabili să își folosească totul, comunicarea, energia, relațiile, sentimentele, sensibilitatea, creativitatea, vitalitatea și plus bagheta magică pentru a-și atinge scopurile. Deci cei din jurul vostru vor fi capabili să-și atingă aceste scopuri pe care ei și le-au propus. În ceea ce privește speranța voastră, este să nu fiți contestați. S-ar părea că
Vă doriți această creativitate, zic eu, dar vă doriți să și țineți sub control o situație dificilă și totuși s-ar putea să fiți contestați. Aveți această contestare unde nu puteți face mare lucru, fiindcă nu o să le schimbați niciodată ideile celorlalți. Și iată finalul, dorința să aveți noroc. Dar această arcană vă atenționează. Trebuie să încercați să vă apropiați acest noroc, să faceți tot ce se poate pentru a vă dori ce este adevărat, ce este drept, ce este corect, să vă ascundeți scopurile, dar să vă păstrați energii în această atitudine, să fiți fermi, atunci veți primi cheia puterii în palma voastră. Deci, iată că viitorul pentru voi este foarte nesigur. Doiul de băte, așteptarea. Să vedem ce spune acest tarot ermetic pentru această așteptare a voastră. Așteptați norocul. Este exact, vedeți? Doriți-vă ce e posibil, ce este adevărat, ce este corect. Ascundeți-vă scopurile, fiți fermi și veți primi cheia puterii. Blocajul vostru, ce se întâmplă cu acest blocaj, cu temperanță, cu împătarea voastră care vă dă acest blocaj? Vă doriți o schimbare, dar vreți să mergeți spre ape liniștite, spre calm, spre armonie, spre liniște, Mercur în vărsător. Deci, schimbarea să vă aducă armonia, liniștea. În schimb, finalul, roata norocului, da? Ce se întâmplă cu acest final? Veți primi în această lună, acest final, 10 de monede. Da, veți primi. Veți primi bani. Veți primi banii pentru munca voastră, a partenerului de viață, a familiei voastre. Este un răspuns care poate să fie un partaj și vă dă o stare de bine. Puteți să investiți. Deci acesta este principalul aspect pentru voi. Haideți să mergem mai departe, să facem și citirea pentru cei care au ales pietricica gri. Cei care ați ales pietricica gri, da? V-ați pus dorința și acum să vedem ce se va întâmpla cu dorința voastră în această lună martie. Pentru lei care și-au pus dorința, da? Este o leoaică, chiar leu reprezintă, da? Haideți să vedem. Ia, uitați. Așteptare. Voi așteptați să primiți ceva. Așteptați să primiți o cupă plină care să vă aducă iubire, recunoaștere, fertilitate, abundență, dar nu faceți niciun efort pentru a primi ultima cupă. Aveți trei cupe în față, considerați că efortul vostru s-a încheiat și acum ar fi rândul divinității să vă ajute. Blocajul vostru, un prinț de cupe. Cum începeți luna? Sacrificatul. Trecutul, pajul de monede. Ce vă mai influențează din trecut? Asul de spade, spada. Viitorul, marele preot, voi, carul de luptă, mediul vostru,
dreptatea. Speranța și finalul. Vom vedea în primul rând voi. Deci, nu știu, așa a apărut, aici este valabilă mai mult pentru o femeie. Dacă vorbim de un bărbat, atunci este o femeie care vă influențează, o regină de bâte. O femeie energică, hotărâtă, care luptă pentru dreptate, așa cum vede ea dreptatea și poate să ofere protecție pentru un bărbat. Deci dacă sunteți bărbați, s-ar putea să găsiți o protecție la această regină de bâte. Este o luptătoare, o femeie destul de dură. Și blocajul vostru al leilor este un prinț de cupe. Vorbim de un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești, un bărbat care călătorește mult, cheltuie foarte mult, îi place să aibă o atmosferă plăcută în jurul lui, să fie plăcut de ceilalți și cheltuie foarte mulți bani. Este blocajul vostru. Este un fel de curtezan. Voi începeți luna cu un sacrificiu, sunteți scoși țapi spășitor într-o anumită situație. Ați ajutat pe cineva, ați făcut ceva, iar acum cei care sunt în apropierea voastră, în jurul vostru, vă marginalizează, vă țin în stagnare, fiindcă asta este. Aveți o perioadă de stagnare la început, care este impusă. Dar puteți să ieșiți din această stagnare dacă sunteți concentrați și reușiți să vă schimbați concepțiile. Totul depinde de concepțiile voastre. Trecutul rămâne undeva în spate, o pierdere. V-ați dorit foarte mult, ați vrut bani mulți, ați vrut să câștigați, v-ați implicat în niște relații unde de fapt ați devenit vulnerabili și nu ați făcut decât să pierdeți, fiindcă este un paș de monede care arată o pierdere. Vă mai influențează dorința de a face dreptate, fiindcă acest as de spade arată spada, spada care voi ați vrea să o folosiți, să-i pedepsiți pe cei incorecți, să-i ajutați pe cei drepți sau așa cum gândiți voi dreptatea și mare atenție, fiindcă ceea ce poate să vă influențeze poate să fie și ceva karmic și să fie vorba de dreptatea divină. Această spadă, văd că într-adevăr vă înconjoară foarte multă dorință de dreptate și din interior, din mediul vostru. Aveți aici viitorul. Viitorul vine cu marele preot. Marele preot poate să reprezinte și o persoană care are aspecte pe taur, dar în primul rând vedeți acest mare preot are în fața lui aceste două chei puse în fața lui care arată sfaturile pe care le dă, faptul că poate să vă și sancționeze, să vă avertizeze că trebuie să treceți totul prin conștiința voastră. Marele preot de fapt nu reprezintă neapărat o persoană, este conștiința noastră. Noi întotdeauna suntem judecați în primul rând după cum ne-am folosit conștiința. Voi sunteți, așa cum am spus, cu un car de luptă. Deci luptați pentru ceva. Aveți o idee, vă doriți să ieșiți din stagnare, vă doriți reușite, recunoaștere profesională și veți face tot ce puteți pentru a câștiga. Veți încerca să mergeți peste cei care vă țin în stagnare, să vă impuneți părerile voastre, să vă impuneți dorința voastră de progres. Și aveți aici sacrificatul și aici carul de luptă. Deci am spune că voi o să vreți să doriți să ieșiți din stagnare și sunteți capabili să vă mobilizați, să luptați, să ieșiți din această stagnare, să țineți o situație dificilă sub control. Și iată dreptatea.
Mediul vostru, cei care vă înconjoară, reprezintă dreptatea. Dreptatea trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă dacă voi veți acționa pe cineva în judecată, trebuie să știți că trebuie să cunoașteți forța lui de reacție, trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre și, bineînțeles, judecata eternă și legile după care se judecă. Deci nu este suficient să cunoaștem numai legile după care se judecă, este bine să cunoaștem și dreptatea eternă. Și iată aici speranța voastră este să nu se afle un lucru secret. Un lucru pe care, să zicem, un înscris pe care l-ați făcut, ceva care nu reprezintă realitatea și vă este teamă ca acest lucru să nu fie aflat, să nu iasă la iveală acest secret, da? Șapte de spade, un lucru înscris, un înscris care nu este adevărat. Iată finalul, 10 de monede. Finalul arată bani pe care îi primiți, bani care vă dau o stare de bine, puteți să investiți. Și acest 10 de monede poate să fie și un partaj, bani pe care îi primiți împreună cu familia și vă dau o stare de bine. Haideți să vedem ce se întâmplă cu conștiința voastră, cu acest mare preot care vă atenționează, nu etichetați, nu judecați pe ceilalți până când nu treceți totul prin conștiința voastră. Haideți să vedem ce spune acest mare preot. Da? Deci, 9 de monede. Banii pe care îi primiți. Bani care puteți să-i folosiți pentru voi, pentru ceea ce vă doriți voi, bani care vă dau o stare de bine, investiți în lux, în bun gust, în cursuri superioare și vă simțiți foarte bine. Să vedem ce se întâmplă cu acest blocaj care este din partea unui bărbat foarte tânăr. Dar poate fi un bărbat care el vă creează blocajul și din cauza cheltuielilor pe care le are și îl depășesc întotdeauna aceste cheltuieli. Iată, este un șase de spade, este o dorința voastră să schimbați ceva în relația voastră cu acest prinț de cupe, astfel încât să ajungeți spre liniște, armonie, o stare de bine. Deci să intrați într-o perioadă de calm. Deci el aduce destul de multă agitație prin faptul că își cheltuie toți banii și probabil vă solicită sprijinul și atunci vă gândiți să fie și o perioadă de liniște, să nu vă mai sâcâie cu aceste atitudini ale lui. 10 de monede, rezultatul final, banii pe care îi primiți, fiindcă vedeți, chiar vă ies că faptul că voi veți primi niște bani, așa cum spune și marele preot, trebuie să treceți totul prin conștiința voastră când veți primi acest 9 de monede, dar și acest 10 de monede, da? Deci trebuie să vedem ce se întâmplă cu el și iată, este vorba de un rege de spade care vine și vă dă anumite sfaturi. El este o persoană foarte rece, mentală, cu aspecte pevărsător, un bărbat care poate să își permită să emită niște legalități, niște aspecte care vi le comunică. Deci acesta ar fi principalul aspect cu acest rege de spade, foarte rece, foarte mental, legat de acest final, legat de bani. Voi, așa cum am spus, vreți să investiți și probabil că acest personaj, un bărbat în vârstă, vă comunică anumite lucruri.
Haideți să vedem, deci acestea sunt principalele aspecte. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să transmiteți mai departe, să vă abonați. Nu vă costă nimic, ajutați canalul să se dezvolte și vă mulțumesc!